că ați dat curs invitației noastre de a participa la conferința de presă a organizației PNL Bârlad. Hristos a înviat pentru dumneavoastră și pentru toți cetățenii municipiului Bârlad. De mâine va începe campania electorală și poate cea mai importantă campanie electorală pentru municipiul Bârlad, raportându-ne la anul 1000 programul nostru cu proiectele noastre pe care le vom prezenta în campania de o lună de zile. În precampanie am avut o perioadă, să spunem, de întâlniri cu cetățenii din municipiul Bârlad. Am luat pulsul Bârladului, am cunoscut oamenii cu problemele lor și cu dorințele pentru municipiul Bârlad. Prezentăm cetățenilor municipiului Bârlad proiectele noastre, programele noastre, în toată campania de 30 de zile. Dorim să spunem că nu vom face o campanie cu circ. Va fi o campanie axată pe idei, pe programe. Bârlădenii așteaptă de la noi o alternativă, iar acea alternativă este echipa condusă de mine și de consilierii PNL. Încă 4 ani de PSD, spunem noi că este prea mult. 16 ani de PSD a fost o perioadă lungă, o perioadă de izolare, de stagnare, de regres pentru municipiul Bârlad și pentru județul Vaslui în ansamblul lui. Să știți că nu vin neinformat și am să vă fac o precizare cu privire la această afirmație a noastră pe care am adus-o în discuții ori de câte ori am avut posibilitatea. Consultând un clasament al revistei Forbes, am constatat, și aceasta este o informație publică, că într-un clasament de 40, deci de 40 de orașe, Vaslui nu are niciun oraș. Deci pe ultimul loc este municipiul Alexandria, pe locul 40, iar din județul Vaslui nu avem niciun oraș. Bârladul lipsește, Vaslui lipsește, Hușul, să spunem, lipsește. Eu am făcut această afirmație pentru a demonstra că în cei 16 ani de administrație PSD am avut parte de sărăcie, stagnare și de cosmetizarea problemelor care fură ochiul cetățeanului. Vreau să nu mai aud la Bârlad despre faptul că primarul nu poate să facă nimic în ceea ce privește dezvoltarea economică a orașului. Dacă în România avem aceleași legi pentru toate orașele, de ce există o ierarhie a orașelor acolo unde se poate investi, unde investitorii vin cu bună credință și aduc atât capital cât și locuri de muncă? Spun încă o dată că această perioadă trebuie să ia sfârșit. Prezentăm duminică la lansarea oficială a candidaților cea mai bună echipă pe care o avem noi în acest moment. Îi chem alături de noi pe bârlădeni să aibă încredere în noi. Vom avea cel mai bun program pentru soluțiile pentru problemele pe care le are Bârladul. Vă mulțumesc, a fost doar o informare scurtă. Vă promit că în campania electorală vom discuta în concret fiecare soluția noastră pentru problemele de infrastructură, pentru problemele economice, pentru probleme de sănătate, de învățământ și inclusiv acea problemă care o aduce toată lumea în discuții a centurii municipiului Bârlad. Vă mulțumesc! Am să continui eu și am să încep prin a vă spune că pentru Partidul Național Liberal câștigarea primăriei municipiului Bârlad este o obligație, o obligație față de cetățenii acestui municipiu, care timp de 16 ani de zile au avut neșansa să fie conduși de reprezentanți ai Partidului Social Democrat, care din păcate nu au generat altceva decât sărăcie pentru bârlădeni. Astăzi, bârlădenii sunt aproape fără speranță. Partidul Național Liberal, prin persoana domnului Dumitru Boroș, a lucrat la un program de dezvoltare economică, socială a municipiului, amplu, cu soluții concrete,
Și vreau să transmit pe această cale bârlădenilor mesajul simplu că se poate. Se poate trăi mai bine și în municipiul Bârlad, se poate să avem locuri de muncă mai multe și mai bine plătite și în municipiul Bârlad, se poate să avem parte de drumuri modernizate și în municipiul Bârlad, se poate să avem parte de o infrastructură modernă în ceea ce privește rețele de aducțiune de apă și de canalizare și în municipiul Bârlad și, nu în ultimul rând, la prețul corect. În calitatea mea de președinte al Organizației Județene a Partidului Național Liberal, garantez pentru toate proiectele pe care echipa PNL de aici, de la Bârlad, în frunte cu Dumitru Boroș, le vor implementa pentru bârlădeni. Nu putem să mai continuăm cu PSD-ul în fruntea bârlădenilor. Aceștia propun un candidat în persoana domnului Adrian Solomon, un personaj sinistru, un om care a pus deja stăpânire pe Bârlad și pe destinele bârlădenilor, un om care a pus deja pumnul în gură tuturor celor care au o altă opinie decât a sa. Adrian Solomon este de departe cel mai mincinos om politic pe care l-am întâlnit în întreaga mea carieră, un om fără scrupule, un om fără frică de Dumnezeu, un om care a jurat cu mâna pe Biblie că este împotriva gazelor de șist atunci când se afla în opoziție, iar cum a ajuns la putere a devenit un înflăcărat susținător al proiectelor privind gazele de șist. La nivelul județului Vaslui, vreau să vă spun că avem o echipă extrem de bine pregătită, cu proiecte concrete privind dezvoltarea județului nostru. Avem pregătite proiecte în valoare de 800 de milioane de euro pentru cei aproximativ 400 de mii de vasluieni. Și vă spun că se poate. Au demonstrat-o oameni politici din alte județe ale României. Vă dau exemplul județului Suceava, care în perioada 2008-2012 a absorbit fonduri europene de peste un miliard de euro, sub o guvernare liberală, o guvernare locală liberală. Deci se poate. Avem soluții, suntem bine pregătiți și garantăm cetățenilor județului Vaslui faptul că viața lor se va schimba în bine. Cu marea majoritate a cetățenilor cu care ne-am întâlnit în ultima perioadă, am discutat și ne-au spus că viața lor este mai grea decât în urmă cu 4 ani. Că nu mai au perspectivă, că nu mai au speranță. Este obligația Partidului Național Liberal ca în această campanie electorală să reaprindă flacăra speranței. Domnul Dumitru Buzatu, am observat că în continuare ne ia la mișto pe toți, nu numai pe noi oamenii politici, dar pe toți cetățenii județului Vaslui, spunând în continuare că nu se poate, că proiectele pe care Partidul Național Liberal le are în vedere nu se pot realiza. Asta demonstrează încă o dată faptul că, votând Partidul Social Democrat și pe domnul Dumitru Buzatu la conducerea
Consiliul Județean Vaslui, avem parte de un singur mesaj. Nu se poate. Domnul Dumitru Buzatu trebuie să plece. PSD-ul trebuie să plece. Singura șansă de a scăpa de sărăcie în județul Vaslui este să spunem răspicat următoarele cuvinte. Adio sărăcie, adio PSD. În toți acești ani în care PSD-ul a condus destinele noastre, am putut constata că ei au făcut totul doar pentru familiilor, doar pentru prietenilor, doar pentru eventual membrii PSD și mai nimic pentru cetățenii județului Vaslui. Noi vă spunem că suntem pregătiți să facem totul pentru locuitorii județului Vaslui. Asta este menirea noastră, este obligația noastră și suntem pregătiți să facem față tuturor provocărilor. Vă mulțumesc mult de tot! Întrebări dacă sunt. Eu aici chiar vreau să mai... În primul rând, la ce se referă topul ăsta? La orașele care oferă cele mai bune facilități pentru investitorii străini. Și eu m-am săturat să aud la Bârlad și în Vaslui că nu se poate, că nu se poate, că primarul nu poate să facă nimic în acest domeniu. Și atunci am verificat, și lucrul ăsta poate fi verificat și dumneavoastră, acest top. În primele 10 orașe, Iașiul este pe locul 10, dar pe mine mă interesa în mod deosebit situația județului Vaslui și a Bârladului. Și am constatat că sunt 40 de poziții. Pe ultimul loc este municipiul Alexandria și din județul Vaslui niciun oraș, niciun municipiu. Ei, acest lucru demonstrează încă o dată, dacă mai era nevoie, că la noi în județul Vaslui și implicit la Bârlad nu s-a gândit în această direcție niciodată, niciodată. Și atunci ne-am mulțumit să cosmetizăm, să mai punem o bancă, să mai punem nu știu câte mii de flori prin oraș, dar în această direcție nu s-a făcut nimic. Ei, pentru că nu s-a făcut nimic, nu auzim decât de sărăcie la Bârlad și mai auzim câteodată pe la știri că s-a întâmplat, eu știu, un viol sau o crimă pe undeva prin Vaslui. Și știți de ce este interesant acest clasament? Pentru că nu este București pe primul loc. Deci toată țara are aceeași legislație în acest domeniu. De ce Timișoara a ajuns pe primul loc? De ce Oradea a urcat pe locul 5? De ce Vaslui nu are niciun oraș în acest clasament de 40? Noi, e o consecință a dominației PSD-ului după 89, PSD care se dovedește că nu are o gândire sau în strategia lor problema economică lipsește cu desăvârșire. Dar o să vă prezentăm în campanie lucruri concrete de unde va rezulta că Bârladul este așa ca într-o închisoare. Este un oraș prizonier. Dacă vom sta și vom accepta încă 4 ani de PSD, condamnarea este definitivă pentru sărăcie și izolare. Vă pot da din clasament. Știți că Aradul, care nu este un oraș mai mare decât Iașu, vedeți, un oraș condus de un primar liberal, este situat înaintea Iașului. Parcă e așa, te doare sufletul să auzi că Iașu este pe locul 10, un oraș care era până în 89, zicem, pe locul 2 sau 3, București, Cluj, Iași, și acum Iașu este pe locul 10. Tot sub o guvernare PSD. Cine a fost primar la Iași? Tot un primar PSD, nu? Domnul Vechita. De ce Iașul a ajuns pe locul 10 și Aradul este în fața Iașului sau Târgu Mureș în fața Iașului? Deci, va trebui să punem punct acestei discuții că primarul nu poate să facă nimic în acest domeniu. Primarul poate. Primarul este vârful de lanț al unei administrații. Dacă primarul are o gândire corectă și este axat pe probleme cetățenilor, se poate oriunde în România, se poate și la Bârlad. Ok, mulțumim frumos!